Este anchetă militară la Constanța după ce un soldat american de la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu a murit ieri dimineață în jurul orei 9 pe secția ATI a Spitalului Județean. Potrivit unor surse ale DOTO TV, bărbatul în vârstă de 40 de ani fusese adus la spital vinerea trecută în stop cardiorespirator. Cel mai probabil acesta ar fi leșinat în timpul unor antrenamente care au avut loc în bază. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat astăzi la morga cimitirului central din Constanța. Aici militarului se va efectua necropsia care va stabili cauzele ce au condus la deces. Până la finalizarea autopsiei și obținerea rezultatelor, moartea soldatului este considerată suspectă.